citim câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 14. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește, dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tâlmăcește aceste limbi, pentru ca să capete zidirii biserica. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Am convenit cu fratele Viorel ca el să aibă o parte de introducere despre botezul cu Duhul Sfânt, iar eu m-am ales să vorbesc despre un dar al Duhului Sfânt și anume despre prorocie. În cincizecime, suntem Biserică Pentecostală și mă rog Domnului ca să ne dea înțelepciunea să pricepem această manifestare a Duhului Sfânt. Acum, când vorbesc despre prorocie, nu voi vorbi totul despre prorocie, din două motive. Nu ne-ar ajunge vremea, deși fratele Cornel mi-a spus, nu te uita la ceas. Iar doi, nu știu eu să vorbesc totul despre prorocie. E prea mare lucrarea aceasta. 1 Corinteni 13:9 spune, acum cunoaștem în parte. Deci voi încerca să vorbesc din partea care o cunosc. Când mă gândeam la darul acesta, am cercetat unele cărți de specialitate, Sfânta Scriptură, experiențele unor proroci veritabili și puțină mea experiență. Am observat că împotriva prorociei se ridică foarte mult. Diavolul știe că prorocia zidește biserica, așa scrie Pavel. Cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Și ca voi, cei din Atlanta, să nu fiți zidiți, sufletește, prin metoda aceasta folosită de Duhul Sfânt, el încearcă să împiedice lucrarea prorociei. Cum? În primul rând, pe proroci sau pe cei care au darurile Duhului Sfânt, îi face să fie niște oameni comozi. Că degeaba am dar dacă eu nu vin să slujesc în cadrul bisericii. Nu. Și apoi mai ușor să nu prorocești când n-ai treabă cu nimeni, decât să prorocești și să fii judecat. E mai ușor pentru mine să stau pe bancă să ascult, decât să predic. Și eu mă uit la dumneavoastră, cât sunteți, atâtea judecăți am eu acum. Fiecare în capul lui mă judecă să vadă ce spune. Dar e mai comod să stai pe bancă. E mai comod să nu vii la adunare. Și prin comoditatea asta, de fapt, diavolul vrea ca slujitorii lui Dumnezeu din biserică să nu lucreze. Să fim atenți și la asta. Doi. Există o împotrivire din partea tovarășilor de slujbă, din partea cârmuirii, din partea celor care au o lucrare și o refuză categoric, numai ca să rănească pe slujitor și să-l descurajeze. 3. Sunt duhuri specializate care luptă împotriva slujitorilor. Și dacă îi face pe un astfel de oameni să cadă, să se compromită, îi compromise lucrarea și diavolul câștigă. De aceea eu vă rog, dacă aici sunt cântăreți și au darul de la Domnul și vă felicit pentru cântare, noi nu trebuie să fim invidioși, nu trebuie să-i judecăm, noi trebuie să ne rugăm pentru ei, căci cântarea lor zidește, sufletește biserica. Dacă sunt păstori, cârmuitori, puși de Dumnezeu, nu trebuie să încercăm să-i compromite, să-i vorbim de rău. Dacă reușim astea să compromitem lucrarea lor, cine câștigă? Care-i câștigul bisericii?
Dacă sunt predicatori, nu trebuie să ieșim imediat cu judecăți. Cel puțin despre prezbiter Pavel spunea că au dreptul la imagine. Împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât de la 2 sau 3 marturi cu fapte dovedite. Și atunci diavolul are interes să compromită slujitorii din adunare și adunarea va fi văduvită de lucrarea aceasta. Îndemnul meu, oameni buni de aici, rugați-vă pentru cei care au darul de slujire. În felul acesta biserica este zidită. Rugați-vă unii pentru alții și nu dați curs la toate acuzațiile care le aduce diavolul ca să stânjenească măcar lucrarea asta. Împotriva prorociei sunt oameni care vorbesc. Împotriva. Și am găsit 2 categorii de oameni. Unii vorbesc din ignoranță, din neștiință. Își dau și ei cu părerea că nu-i bună, că nu a fost bună, dar ei nu știu. Eu sunt un om mai social, eram în tren, în compartiment cu mine, mai era un domn. Am intrat în vorbă cu el și imediat am spus de călătorii, că eram cu trenul. Am ajuns la călătoriile cu avionul, i-am spus, domnule, eu am multe călătorii cu avionul. Am multe ore de zbor, i-am explicat cum e cu avionul, cum trebuie să te îmbarci, cum... i-am spus și ce are pilotul de făcut. I-am mai spus că cam piloții așa trebuie să facă. El era de acord cu mine, câteodată mă contrazicea, mie nu-mi plăcea că mă contrazicea, zic, domnule, eu am atâtea zboruri. El îmi spune, domnule, nu te spăra, eu sunt pilot de avion. Avionul ăla cu care zbor dumitale, eu am sute de curse prin Europa. Eu în mintea mea mă gândeam, oare câte prostii am spus la omul ăsta? Că eu eram marele cunoscător. Observ că asta se întâmplă și prin adunări. Unul care nici nu-i botezat cu Duhul Sfânt, își permite să vorbească împotriva prorociei, să le judece, să le clasifice, dar el nu este în temă. Oamenii ăștia trebuie îndemnați la cercetare, la studiu și la umplerea cu Duhul Sfânt. Și mai este o categorie care știu mai multe, dar vorbesc împotriva prorociei în mod intenționat. Ăștia sunt mai periculoși decât primii. Eu aș vrea să tratăm problema prorociei din punctul de vedere a unui penticostal clasic. Și mă rog, așa cum spunea altă dată Moise, să dea Domnul aici la Elim în adunare să fie mulți proroci. Doamne ajută-ne în aceasta! Din puțina mea experiență pe care o am, în discuțiile care le-am avut cu frații, mi s-au pus unele întrebări vis-a-vis de lucrarea prorociei. Încercând să răspund la aceste întrebări, eu mi-am format o învățătură despre darul prorociei. L-am împărtășit această învățătură și cu alți frați, că nu poți să ai 2 învățături contradictorii odată. Și aș vrea să începem să vorbim puțin despre lucrarea de prorocie, răspunzând la câteva întrebări, că așa ține minte cel mai bine. 1. Ce este prorocia? 2. De ce e nevoie de prorocie dacă avem Sfânta Scriptură? 3. Care e scopul prorociei? 4. Care e conținutul unei prorocii? 5. Cum vine o prorocie? Cum se formează o prorocie? 6. Cum se verifică o prorocie? 7. Am spus eu detalii. Acum eu voi trece mai ușor peste unele întrebări, încercând să rămânem la partea a doua, aprofundăm un pic acolo lucrarea prorociei. 1. Ce este prorocia? Prorocia este o vorbire inspirată de la Dumnezeu pentru oameni. Pro și rocia. Rocia a vorbit pro înainte. Prorocia străbate 2 drumuri, de la Dumnezeu până la proroc și de la proroc până la destinatar. Asta e prorocia. 2. De ce este nevoie de prorocie dacă avem Sfânta Scriptură? Aici eu fac o afirmație. Prorocia nu completează Sfânta Scriptură.
și prorocia nu contrazice Sfânta Scriptură. Deci în ce privește mântuirea noastră de obște, avem totul în Sfânta Scriptură. Un om născut din nou, un om pocăit, cu frică de Dumnezeu, dacă în viața lui nu a beneficiat niciodată de nicio prorocie, poate să fie mântuit. Și atunci, de ce prorocie? Prorocia nu vizează mântuirea noastră, doctrina mântuirii. Prorocia este un răspuns de la Domnul pentru nevoile noastre personale. Odată a prorocit cineva că la Ierusalim a să fie o mare foamete. Frații s-au apucat să facă strângeri de ajutoare. O contraveni cu ceva la doctrina mântuirii? Nu. Odată stând în casa unui diacon, apostolul Pavel a văzut că vine un om, îi ia brâul și se leagă cu el, așa, fel de lege, de sus până jos. E un mod atipic de a proroci. Nu știu la noi dacă l-am acceptat. Și după ce s-a legat ăsta cu brâul, a spus, așa vorbește Duhul Sfânt. Bărbatul a căruia este brâul ăsta, așa va fi la legat la Ierusalim. O avut asta problemă cu mântuirea noastră? Nu. Eu vreau să-mi fac casă. E o greșeală dacă îl întreb pe Domnul unde și cum? Sau la ce școală să mă duc? Sau să mă mut în America sau să nu mă mut în America? Asta nu scrie în Biblie. Ei, dar eu fiind copilul lui Dumnezeu, îl întreb pe Domnul. Și prin metodele lui de a răspunde, poate să folosească și prorocia. Repet, prorocia nu vizează mântuirea noastră de obște, nu contrazice Scriptura, nu completează Scriptura, ci este un răspuns la nevoile noastre personale. 3. Care este scopul prorociei? Pavel o spune clar, zidire, sfătuire și mângâiere. Dacă o prorocie, după ce a fost dată, nu are rezultatul ăsta, ar trebui un pic să o cercetăm. Ce-i cu prorocia asta? Că prorocia are ca scop final, în adunare, când vine o prorocie, prorocia nu face dezbinare, nu face răzbrătire, nu. Prorocia are ca scop sfătuire, zidire și mângâiere. Asta ar trebui să înțeleagă toți prorocii și toți frații, că nu-i de la mine, asta spune în Sfânta Scriptură. Doamne, ajută-ne în aceasta. 4. Care-i conținutul unei prorocii? Bine, scopul e ăsta. Scopul e ăsta. Dacă să atingem scopul ăsta, ce poate să conțină o prorocie? În primul rând, prorocia ar trebui să descopere taina inimii. Scrie 1 Corinteni 14, 24-25, vine un necredincios, îi cercetat de toți, îi încredințat de toți, taina inimii lui dată pe față, el cade cu fața la pământ, spune, Domnul-i mijlocul vostru. Avem o grămadă de exemple din acestea. Am putea să enumerăm 1, 2 sau 10 exemple de oameni care s-au întors la Domnul prin lucrare profetică. De la cel care a intrat cu piatra în buzunar ca să îl lovească pe păstor și o striga prorocul, scoate piatra, și până la multe, multe alte exemple, când oamenii au căzut cu fața la pământ și au spus, Domnule, aici e ceva deosebit. Cunosc un caz de un om bătăuș, unde se bea la el în casă cu găleata și cu săptămâna. Până la urmă a ajuns în vremea lui Ceaușescu în pușcărie. Era în delta Dunării, dar tăia stuf. Când era acolo amârât, că aceia aveau mijloace să te chinuiască, o căzut în genunchi și a spus din mijlocul stufului, Doamne, dacă ești Tu undeva și dacă mă scap de aici, eu mă pocăiesc. Asta a spus un gândul lui de multe ori, dar era singur, nimeni pe lângă el. Ajunge la Berceșești la adunare, că e omul din Berceșești. Cineva spune, măi, nuțule, hai la adunare, se duce la adunarea din Ițicani. Și are o prorocie. Întâi merge undeva la rugăciune și are o prorocie. Și el spune, ăștia i-au informat pe mine. Se duce odată la adunarea de nițicani, se pleacă pe genunchi. Și o fată
tânără din Corscui, ascultă, bărbatule, când erai în greutatea vieții, în stuful din Delta Dunăre, și ai spus că dacă sunt tu, te pocăiești, te-am ascultat, pocăiește-te. S-a uitat roatul, a spus, nu eram decât eu și stuful, nu poți să fie o afacere, nu. Omul s-a pocăit, cred că trăiește și în ziua de azi, că eu am fost acolo, e bătrân acum. Deci taina inimii lui dată pe față. Domnul descoperă trecutul și asta îți dă o încredințare puternică. Auzi, vină cu bărbatul tău. N-am bărbat. Nu, nu. Cinci ai avut. Ăsta nu e al tău. Știi ce spune? Văd că ești proroc, Doamne. Văd că ești proroc. Când îți descoperă taina inimii, îți dă o încredințare. Aici e lucrarea lui Dumnezeu. Îți descoperă prezentul. Descoperă prezentul. Că noi, spuneam și ieri, și mă bucur că azi arătați mai bine ca ieri, ne cosmetizăm cumva imaginea, zâmbim protocolar și când vine Duhul spune, uite, Doamne, ce e inima ta, ai asta, asta, asta. De multe ori s-a întâmplat. Că vine Duhul Sfânt și arată, de fapt, care e starea ta prezentă. Și descoper viitorul, adică predicție. Multe din vorbele Domnului Iisus erau prorocii. Petru, vine o vreme când îmbătrânești, alții te leagă și te duc. Prorocie. Zidurile astea nu o să rămână piatră peste piatră. Prorocie. Celor șapte biserici din Apocalipsa, ceea ce le spunea Domnul Iisus, erau cuvinte profetice. Deci profeția, în mod normal, trebuie să aibă parte de descoperire. Tainele care oamenii nu le știu în mod normal. În al doilea rând, prorocia poate da o direcție unei biserici. Fapte 13. Pe când posteam și ne rugam, Duhul Sfânt a spus, puneți-mi deoparte pe. Și eu trimis în lucrare, prin profeție. Cineva m-a întrebat, măi, Duhul Sfânt se poate amesteca în alegeri? Zic, măi, dacă e o adunare a Domnului și prorocul e Domnului, doar biserica e a Domnului. Poate capul să conducă biserica? Păi poate. Numai să fie lucrări veritabile. Și probabil cum ajunge în partea finală și la asta. Deci poate să dea o direcție biserice. Poate să aducă un cuvânt de mustrare. Spuneam, celor șapte biserici, numai una nu are mustrare, toate au un cuvânt de mustrare, că cineva spunea, Duhul Sfânt mustră, măi, mustră dacă asta se încadrează în sfătuire. În sfătuire. Poate să dea învățătură. Apostolul Pavel spunea în 14:31, da? Fiindcă puteți să prorociți toți, dar pe rând, pentru ca tot să capete învățătură. Prin prorocie se poate da învățătură bisericii. Scrie, puteți să prorociți toți pe rând pentru ca tot să capete învățătură. Aici am o mică paranteză. Când Pavel da porunca asta, nu era Sfânta Scriptură. Să-mi aducă din Scriptură versetul care întrebi mie. La noi era, când eram eu copil, că vă spuneam ieri, am trecut de 64 de ani și am crescut acolo în adunare și mulțumesc Domnului pentru asta. Când eram copil, era un frate Sandu Trăchiță, care era orb, dar orbit mult mai târziu.
dar nu a știut carte niciodată. La un moment dat o și orbit, a avut un accident și mergeau frații la el. Și el avea, eu îl țin minte, eram copil când prorocea el în adunare. Și spunea așa, oare n-am lăsat eu scris în cuvântul meu și cita versete pe de rost din Sfânta Scriptură. Dar el nu știa carte, el nu știa, nu-mi vedea să citească. Și atunci întreb, cine aducea versetele celea de învățătură? Nu Duhul Sfânt? Pentru că Duhul Sfânt are rol de învățător. Din multitudinea versetelor din Scriptură, eu nu știu la o situație dată care verset să-l aplic. Vine Duhul Sfânt și spune, am lăsat scris și îți dă versetul care îți trebuie. Deci prin Duhul Sfânt se poate primi și învățătură în felul acesta. Repet încă o dată, sunt frați și surori care prorocesc 10-15 minute de pe genunchi, au învățătură, nu spun că învățătura nu e bună, n-au descoperire și trebuie să verifice și oamenii ăștia. Deci am rămas la întrebarea a patra. Ce conține o prorocie? Descoperire, direcție, învățătură și Domnul să facă să înțelegem. Cum vine o prorocie? Mă gândesc să sar peste punctul acesta, poate fratele Viorel Călie e proroc recunoscut, da? Aș vrea să mă uit un pic la punctul 6. Cum verificăm o prorocie? 1. Prorocia întotdeauna trebuie să fie după Scriptură. Frații mei, poate fi nu știu ce proroc, nu știu ce nume să aibă, dacă iese din tiparul Scripturii, nu-i de la Domnul. Prorocia întotdeauna trebuie să fie după Scriptură. Roman 12:3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate potrivit cu măsura de credință. Ce înțelegem noi prin măsură? Măsura i-a dat o unitate pentru capacitate. Pentru capacitate. Aici fac o paranteză. Eram în America într-o adunare. Era rugăciune. O fată tânără vorbea mult în altă limbă, mult. Și apoi în limba română, poporule sfințește-te. Iar vorbea mult, fii gata. Iar mult. Eu mă întrebat, Doamne, ce cu fata asta? Domnul mi-a dat o combină, de-aia care trei răgriu, o combină mare, cu o masă de-aia de 6 metri, făcea gălăgie, învârtea valțul ăla, prindea câte un spic și arunca 3 boabe în coș. Măi, boabe curate, bune. Domnul spune, are lucrare bună, n-are măsură de credință necesară. Pentru că fiecare să lucreze după măsura de credință care i-a dat-o Dumnezeu. Odată eram într-un cer de rugăciune, era un proroc, a avut mai multe prorocii, la urmă un frate îi spune lui, măi, te uiți cum alții scot apă de la adâncime și ai vrea și tu ca ei. Măi, lucrarea ta să o iei mai de la suprafață, mergi cu cât ți-o dat Domnul. Că sunt proroci care cu precizie foarte mare au lucrări de la Domnul. Și măsură mai înseamnă, la noi când zădeam un zid, puneam, bucovenienii spun Wasserwager sau cumpâna, să vezi, bolobocul, să vezi dacă e drept. Apoi eu când prorocesc sau când prorocește cineva, eu pun cumpâna. E după măsură? Dacă nu e după măsură, îmi pare rău. Eu chiar nu mă tem de prorociile astea care nu sunt după Biblie. Pot să fie cât de amenințătoare. Stai liniștit acolo. Prorocia se verifică dacă este biblică. Prorocia se verifică dacă este reală. Cu specificația că dacă unul prorocește și se împlinește și prorocește Deuteronom, dar spune, haide după Dumnezei străini, aia sunt noi ei. Că ești încercat numai să vadă Domnul credincioșia. Dar am întâlnit frați care dau o prorocie care se poate verifica.
Sunt prorocii date cu condiții. În cazul ăsta nu poți să o verifici exact. Spune, dacă postești, dacă te rogi, te scapi de nenorocire. Nu. Dacă nu se împlinește, poate împlini condițiile. Sunt date cu termen foarte lung. Dacă zăbovește, așteaptă. Sunt prorocii care au fost date peste sute de ani. Dar sunt prorocii care se pot verifica. În momentul când o dau o bază, o clară, o verific și nu este așa, aici un semn de întrebare. Mă duc odată într-o biserică, biserică mare, cu un proroc. Nu misionasem foarte mult cu el, am auzit că e proroc, el se ridică, era pe la jumatea lui decembrie și spune, ascultă poporule, nu va trece anul acesta când o familie importantă din localitate va veni, va cădea cu fața la pământ și se va hotărî pentru mine. Adunare, aleluia, slavă Domnul, cum sunt pentecostale. Prin luna februarie vin niște frați la mine acasă. Măi, cine-i prorocul care a fost tu? Dar de ce? Băi, de atunci până amun nu a mai intrat un nipocăit în adunare la noi. Mai venea câte unul și pleca. De la prorocia aceea nu a venit niciunul. Lucrarea a fost foarte clară. Nu va trece, nu e an de îndură. Nu va trece anul acesta. Bă, ce cu omul ăsta? Eu am avut și mai am un prieten care avea prorocii. La un moment dat nu mai avut. Și l-am întrebat, măi frate, de ce nu mai prorocești? Frate Dragoș, de 3 ori am prorocit și nu s-a împlinit. Ei, eu trebuie să stau, să mă verific unde am greșit, unde am deviat, să mă apropii de Dumnezeu. Eu nu pot să dau prorocii la nesfârșit și să nu se împlinească. Deci trebuie să vedem dacă prorocia este reală. 3. Prorocia este benefică. Trebuie prorocia asta în adunare? Că prorocia e zidire, sfătuire și mângâiere. Dar vine unul și prorocește. Noi am avut la noi în adunare de ani de zile, de ani de zile, miercuri era zi de post și rugăciune. Pentru că s-au auzit că e post și rugăciune, au început să vină toți frați care nu erau primiți pe la ei. Nu vorbesc de frați dezidenți, cum le spunem noi, de frați din cult, dar la ei în biserică nu erau acceptați. Veneau la noi, mai puneam la cuvânt, domnule, bătea adunarea, erau niște surori bătrâni, cu opriți nașterea de copii, că stați pe internet, alții nici n-aveau lumină. Și au venit surori la mine, au spus, băi frate drag, noi venim aici, stăm flămânde, de unde sunt ăștia care ne băgi cu rest tătă ziua? Am început să nu-i mai pun la predică. Băi omule, eu sunt păstor, îmi protejez voile, dacă ar fi fost așa. Ei, au început să dea drum la prorocie. Prorocia nu o puteam opri. Aveau și adepți în adunare. Și atunci, pentru o vreme, o trebuie să oprim rugăciunea aceea ca să scăpăm de oamenii ăștia care veniți de nicăieri, nu-i lucrează în adunările lor, dar lucrează aici și nu asta. Nu-i zidire, nu-i sfătuire, nu-i mângâiere. Proroci care rup adunările, proroci care îl pune pe unul împotriva altuia, dacă ai ști, bărbatule, cei din lângă tine ce gândesc împotriva ta, și eu mă uit, măi, care din voi, mă? Care din voi gândești împotriva mea? Că dă-i mă o prorocie. Prorociile astea care nu sfătuiesc bine, nu zidesc și nu mângâie, nu sunt prorocii de la Domnul. E un criteriu după care evaluăm o prorocie. Domnul să ne dea pricepere. Al patrulea rând, acum nu mai verific prorocia, verific prorocul. Nu culeg oamenii smochine din spin, nici struguri din mărăcini. Mă uit la proroc, în măsura în care se poate cunoaște, că după faptele lor îi veți cunoaște. Eu nu accept o prorocie venită de la un lepădat, de la un destrăbălat, de la unul care nu-i pocăit. Nu accept. Când eram în copilărie, era la noi un proroc care prorocea. Eu cu mintea mea de copil câteodată mă îndoiam. Dar prorocea. S-a lăsat de pocăință. 20, 30 de ani, nu știu cât. În crâșmă cu paharul în mână.
Odată când mă duc, conduceam programul duminică dimineață, îl văd pe el. M-am bucurat. Pe când slujeam eu, el se ridică și frate Dragoș, Domnul mi-a arătat o lucrare și îmi spune lucrarea. Am spus, frate, vă rog foarte frumos, luați loc, discutăm la urmă, n-am vrut să tulbur adunarea. Dar în mintea mea am spus, el era în crâșmă cu rachiu în mână, azi vii în adunare și ai lucrări. Voi ce spuneți despre asta? Unul divorțat, recăsătorit, acum vă spun o paranteză, nu despre prorocie. Eu sunt de acord că la mântuire au drept toți oamenii. Toți fii pierduți, toți fii rătăciți, toți căzuți, eu mă rog ca Domnul să-i aducă înapoi. Mă întreabă câte unul, frate, dar acela a să fie mântuit? Dar eu o să fiu la poarta raiului, ce eu triez acolo? E treaba lui și a lui Dumnezeu. Și le spun, omule, rezolvă-ți problema între tine și Dumnezeu. Sunt un pic mai pretențios când e vorba de slujire. Că dacă sarea și-a pierdut gustul, ce mai capătă putere? Mă sună odată un frate și îmi spune, frate Dragoș, noi am avut o familie, o făcut nuntă în adunare, o divorțat, s-o recăsătorit și acum ar vrea ordinat. Tu ce spui? Dumnezeu ordinață și puneți-l să predice la nuntă. Că el a să predice și de cununie și divorț, că ăsta are, apă nu vorbim bajocuri. Dar cum poți să mă întrebi așa ceva? Cum poți să mă întrebi? Adică din toți aici sunt oameni pocăiți, eu știu că sunteți pocăiți, frași și surori, care o stau lângă altar, care duc o viață sfântă. De ce nu i-ar folosi Dumnezeu pe ei și de ce ar folosi Dumnezeu, nu știu pe cine, căzut și venit? Deci eu când verific lucrarea de prorocie, verific și vasul prin care vine. Că nu, repet, Domnul spune Matei, nu culeg oamenii struguri din mărăcini. Eu acum mai am o problemă și cu privire la modul nostru, cum arătăm. Să nu fie o pricină de poticnire pentru cineva, să fii cuvincios, să ai un vocabular frumos, ca nu cumva lucrarea ta să nu fie primită. Spuneam fratelui Viorel, cunosc un proroc, era la un cer de rugăciune și spunea, mi-a arătat Domnul, frate, că ție îți mai trebuie asta, îi spune multe. Soră, mi-a arătat Domnul că ție îți mai trebuie răbdare în casă, așa. Era cineva acolo, cu niște unghii mari puse și e zborșită, face așa, frate, Domnul, nu ți-a arătat mie ce mai trebuie? Ăla se uită, o unghieră. Frații mei, deci ca proroc, ca predicator, ca slujitor, trebuie să respecti un pic imaginea cerută de Scriptură. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire ca slujba noastră să nu fie defăimată. Și acum că ajung la punctul 7, haide. Câteva lucruri diverse. Mi s-a pus o întrebare așa. Frate Dragoș, de ce dacă unul are o slujire publică, cântă o cântare sau are o rugăciune, are toate șansele să aibă o lucrare? Pentru fratele care s-a rugat, pentru sora care a cântat. Iar dacă nu, nu are. Dar poate are nevoie și ea de lucrare. Aici eu vă spun, nu-i problema lui Dumnezeu. Aici e problema prorocului. Prorocul e om ca și mine, are nevastă, copii, greutăți și el se roagă, Doamne, ai milă de nevasta mea, de copiii mei, ai milă de cutare, de așa. El se roagă pentru el. Ca să ai o prorocie, spune Habacuc, până când, Doamne, pentru ce, Doamne, de ce, Doamne? Începe cu o serie de întrebări, după care capitolul 2 spune, m-am dus pe turnul meu de strajă ca să veghez, să văd ce răspunde Domnul la întrebări. De regulă, când un frate, o soră are o slujire publică, prorocul îl întreabă pe Domnul pentru el. Doamne, ce cu omul ăsta? Și atunci Domnul poate sau nu să-i răspundă. Deci prorocul îl pune pe ăla înaintea lui Dumnezeu, se așează pe turn să vadă dacă Dumnezeu îi răspunde.
Sunt și cazuri când unul are o nevoie specifică, fără rugăciune, fără să iese în evidență, Domnul îi vorbește și mulțumim Domnului pentru asta. Mi s-a mai pus o întrebare, frate Dragoș, de ce în timpul prorociei unul are câteva cuvinte în altă limbă, după aia prorocește lung, are alte cuvinte, poate aceleași cuvinte, dar prorocește altceva? Cum vă explicați? Frații mei, eu spun că o prorocie poate să fie și fără vorbire în altă limbă. Așa vorbește Domnul. Una-i prorocia, alta-i darul vorbirii în limbi și tâlmăcire. Când e vorbirea în limbi și tâlmăcire, vorbirea în limbi trebuie să fie diversă, cursivă, ca și cum ai vorbi într-o limbă din asta, engleză, franceză. Și nu-i traducere, îi tâlmăcire. Că dacă ar fi traducere, ar trebui cuvânt pe cuvânt. Dar omul n-ar înțelege și atunci e tâlmăcirea limbilor. Mene, mene, în techelul farsin. Și vine Daniel, numărat, numărat, cântări și împărțit. Amin, dăm darurile și plec. Nu. El îi spune, stai împărate, Dumnezeu te-a pus în cântar, te-a găsit ușor, împărăția ta, de ce? Ca să înțeleagă. Deci când veți auzi un dar de manifestare, vorbire în limbi și tâlmăcire, nu numărați cuvintele dacă coincid sau nu, dar vorbirea în limbi trebuie să fie diversă. Când veți auzi o vorbire în limbi și prorocie, acolo spune Scriptura după darul, după măsura de credință pe care o dat-o Domnul. Duhul Sfânt coboară în Duhul prorocului. Prorocul prorocește, dar el e om. În timpul prorociei s-ar putea să-i scadă credința, puterea. El ce face? El începe să vorbească în altă limbă, că cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine. Capătă iarăși putere și iară poate proroci mai departe. Dar el nu prorocește în funcție de vorbirea lui în limbi. Asta e explicația. 3. Frate, am avut o problemă. M-am dus la un om al Dumnezeu, la un proroc. Și am avut o lucrare. M-am dus la alt proroc, tot un om al Dumnezeu. Și am avut invers. Cum îți explici? Care e prorocul mincinos? Și a spus, măi, se poate să nu fie niciunul mincinos. În Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 10 și 11, acolo îi deslegat o enigmă. Spune, unii n-au vrut să primească dragostea, cunoștința adevărului, pentru că n-au vrut, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Scrie în Biblie. Eu mă duc la un proroc să văd dacă voi fi ordinat. Și mă duc la proroc și prorocul îmi spune, frate, da, și am avut de la Domnul că trebuie să te pocăiești, trebuie să te smerești, trebuie să te umilești. Nu-mi place. Mă duc la alt proroc, da, mi-a arătat Domnul că merge înainte, că e bine așa. Pe care să... Eu dacă ascultam prima prorocie și mă pocăiem, nu mai fugiem și la al doilea să-l ispitesc. Vă dau un exemplu din Scriptură. Iosif are un vis. Visează că soarele, luna, stelele se închinau înaintea lui. Sau visează că era la secerat, snopul lui stă în picioare și tot se închină înaintea lui. Eu întreb, visul era de la Domnul? Da. Și mai întreb, l-o crezut acum? Nu, că hai mă, doar noi vin eu și frații tăi să mă închin. Nu, acum trebuie să împlinească cuvântul. Nu crezut adevărul, trebuie să creadă o minciună. Vin frații lui Iosif cu o haină muietă în sânge. Tata, am găsit un pustie. Și vă întreb, era drept? O crezut acum? S-ar putea să nu fie prorocul vinovat. Vinovat să fii tu care ispitești. Te duci la 7 proroci, suni în țară la 7 proroci, până ai o lucrare care îți convine. Dar cei care îți o convine, s-ar putea Domnul să-ți trimită o lucrare de rătăcire când ai crezut pe prima. Dumnezeu să ne ierte. Să ne dea ipocăință. Vorbind de
Da, mă uit și la ceas. Vorbind de pericolele în lucrare de prorocie, eu nu mă uit acolo, eu mă uit la dumneavoastră, că știu asta. Uite de ceasuri am în față. S-ar putea, vă spun din proprie experiență, cu prorocii se lucrează foarte greu, sunt un pic mândruț. Îi atac un duc de mândrie. Ei se consideră mesagerii lui Dumnezeu, cu noi vorbește Dumnezeu și nu se încadrează în rânduielile Scripturii. Oamenii ăștia sunt periculoși în adunare. La noi aveam o soră care a greșit în prorocie o dată, două ori, de trei ori. Vizibil. La amiază aveam repetiții de cor. Nu știu dacă v-am spus, mie slujba care îmi place cel mai mult în adunare e cântarea în cor. Și la noi în Bucovina e o cultură a muzicii corale. Noi când autorizăm o adunare, eu îi întreb, aveți păstor, aveți locație, aveți un pic de cor? Domnul să vă binecuvinteze. La amiază a rămas la repetiție. Doi frați, păstor nostru și cu un frate în vârstă, o luat-o pe sora și o dus în balcon. Dar eu nu mai ascultam la dirijor, eu ascultam acolo. Și îi spune, măi soră, uite ai prorocii, uite scrie în Scriptură, dar mă tali în adunarea asta. Dar aici ai greșit, soră. Dar te rog să fii mai atentă, dar uite aici ai greșit. Ea se oprește și spune, eu vorbesc cu Dumnezeu, voi cine sunteți? La care un frate a trăit până la 94 de ani, că nu o ții rușine la obraz, nu știi cine suntem? Când tu erai la horă, noi nu eram aici, oameni care au făcut pușcării pentru credință. Când ai venit, tu nu ne-ai găsit aici, ne întreb cine suntem? Prorocii se cred foarte călăuziți, ei nu mai au nevoie de nimeni. Dar n-am vorbit despre modul în care se folosesc darurile. Că acolo amintea fratele Viorel 1 Corinteni 12 cu 13. Noi toți în adevăr am fost botezați de același duc ca să alcătuim un singur trup în Hristos, fie iudei, fie greci, și toți am fost adăpați dintr-un singur duc. Asta înseamnă lucru în echipă. Proroce între ei și față de conducerea adunării trebuie să aibă o relație de colaborare și de subordonare. Astea relația amândouă. Prorocii trebuie să colaboreze între ei. Echipa în slujire îți face bine, te verifică, se roagă pentru tine, te corectează. Eu am văzut învățători din ăștia care au făcut studiu de unul singur, tot felul de filozofii și o deraiat. Am văzut proroci care nu s-au consultat cu nimeni, nu au avut nevoie de nimeni, o deraiat din lucrarea prorociei. El există relații de colaborare, repet, și de subordonare. Colaborează, prorocul trebuie să colaboreze cu păstorul. Aici să fie și păstorul și prorocul. Așa este biblic. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, păstori, învățători. Efeseni 4 cu 11, da? Dar există și o relație de subordonare. Păstorul știe pătrățica lui, eu trebuie să prorocesc. Păstorul, adică prorocul, păstorul are și administrație, răspunde și de cor, și de proroci, și de învățători, și de tineri. Deci trebuie să ne subordonăm. Între proroci, prorocii începători trebuie să subordoneze celor mai în vârstă și mai cu experiență. Surorile prorocițe ar trebui să fie subordonate frațelor, că asta e întâietatea și ordinea în biserică. Ori ne place, ori nu ne place, avem cuvinte scrise. Deci, frații mei, s-ar putea ca mândria, și nu s-ar putea, eu am constatat un lucru, păstori, proroci, predicatori ilustri, n-au căzut dintr-o dată, până n-au devenit un pic mândri. În momentul în care devii mândru, ești vrășmaș cu Dumnezeu. Petru spune, Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Celor smeriți le dă har. Și eu vin aici predicator mândru, cu teorii în cap, cu doctrine, dar să prinde predica mea ca nuca de parete. De ce? Că Dumnezeu e primul împotriva mea. Și împotriva cântărețului și împotriva recitatorului. Dă-i-ne Domnul puterea să rămâne smeriți, frate. Există pericolul mândriei. Există pericolul implicării sentimentale. Noi avem duh, suflet și trup. Prorocia nu se naște în sufletul nostru, în duhul nostru, dar suntem oameni.
S-ar putea ca un proroc să se implice sentimental. Mergi la o mamă cu 10 copii bolnavă și te rogi, așa vorbește Domnul, eu îmi întind mâna. Nu ți-o vorbi Domnul, mila din sufletul tău a vorbit. Dar prorocul nu trebuie să se lase influențat sentimental. Noi ne dăm părerea ca oameni. A venit David odată la Natan și a spus, măi Natan, eu locuiesc în casă de cedru și chivotul Domnului stă în cort. Natan, ca om, fără descoperire, du-te că Domnul e cu tine. Noaptea îi vorbește Domnul Natan, se duce la David, spune, nu tu, băiatul tău. Eu vin dintr-o biserică în care nu se practică spălarea picioarelor. Ani de zile frați au vrut să practice spălarea, câțiva frați. Păstorul nostru, bătrânul Ieremia, fost în pușcărie, nu a colaborat cu securitatea, viață sfântă. Spune, băi, dar cei care au murit la Cernăuți și nu și-au spălat picioarele, n-ați fi mântuiți, duceți-vă acasă. Și au spus, nu. Dom'le, avea omul ăsta o autoritate, dar era pocăit. Avea lucrări de la Domnul. Nu l-au putut îndupleca. Într-o duminică, el spune, fraților, hai să luăm un lighean și un ștergar să ne spălăm picioarele. Noi am rămas surprinși. Dar de ce, frate Ion? Măi, am avut o vedere azi noapte. Am văzut o fântână cu apă curată din care beau apă toți. Și a venit un înger, a acoperit cu o pânză albă și a săpat alături altă fântână curată și am întrebat, Doamne, ce-i asta? O zic, asta a fost cina fără spălarea, asta e cina cu spălarea. Și el, om bătrân, care a spus nu trebuie, o lua ștergarul, ligheanul și a făcut spălarea. Pentru mine asta nu a fost nota 10, nota 20. Că el ca om a gândit într-un fel, dacă nu a venit Duhul Domnului peste el, a avut puterea să smerească. Eu ca om așa, foarte mulți proroci se lasă implicat sentimental. De aceea, de atâtea ori, îi an de campanie, de alegeri. O să fie prorocii, că iese el, Biden, că iese celălalt, cum îl cheamă. În România sunt 4 feluri de alegeri, măi, oameni buni. Nu vă lăsați influențați de evenimentele din jur. Asta e vina prorocului, că stă cu urechea la știri. La noi e mai mult proroc. Domnul avea lucrări bune, bătrânul pleca la Domnul, spun eu. Dar mai da în bară câte una. Vine odată fratele Liviu Jeniuc la noi și eu fără să-i spun nimic, zic, măi, vreau să ne rugăm și pentru fratele ăsta. Dar nu i-a spus că e bolnav, că nu-i bolnav, că e proroc. Ne plecăm, ne ridicăm și spune, îndrept la fratele, am văzut că el avea ca un binoclu de aur. Se uita la Dumnezeu așa în cer și vedea lucruri frumoase și el se uita și spunea ce vede. Pe lângă el erau mulți care vorbeau la ureche. Și el cobora binoclu și se uita la ce îi spuneau frații. Când cobora binoclu, spunea ce vede. Și în concluzie, fratele Eugeniu spune, omul ăsta are un dar de la Dumnezeu, are prea multe informații din jur și le amestecă. Ce arată Domnul cu ce arată oamenii. De aceea, nu avem voie să ne lăsăm implicați sentimental. Dacă Domnul îți face de cunoscut că mama aceea moare și nu vrei să-i spui, nu-i spune, dar nu-i spune că trăiește. Eram în Barcelona, la o soră bolnavă, o soră de 26 de ani, mama a 2 copii. Am fost și am vizitat-o și ea spune, acum mi-e mai bine, azi vine soțul, mi-a adus fetițele, cred că săptămâna asta îmi dă drumul acasă. Când cobor pe scări, prorocul îmi spune, în 2 săptămâni, femeia asta e îngropată. Eu îi pot spune și numele, dar nu asta contează. Eu zic, și ce nu i-a spus? Și ce i-a ajutat? În 2 săptămâni era îngropată. Deci, noi ne-a rugat ca Domnul să o vindice, 26 de ani, 2 fetițe mici. Ce era să spui, Domnul te ridică din pat? Dar asta o spunea sentimentul lui, nu o spunea Duhul. De aceea proroci din adunare. Fiți foarte atenți, nu vă lăsați implicați sentimental în lucrarea de prorocie. Domnul să ne dea înțelepciune. Mai sunt multe pericole, aș mai spun eu doar corupția financiară. Că spune în Biblie că dacă mușcă ceva, vestește pace, dacă nu-i dai, războiul sfânt.
Odată vine cineva din America la noi, la comunitate și spune, băi, aveți aici un proroc? Și noi am spus, da, avem. Și îmi da și mie numărul telefon să mă pun la el. Un alt frate spune, nu. Dar de ce, frate? Mă tem să nu ne-l strice pe ăsta. Adică, suntem oameni, suntem vulnerabili, suntem coruptibili la un moment dat. Te duci la un proroc care are 10 copii și te duci cu 2 plus, parcă nu-i mai vine a proroci, bărbatul le pocăiește. Că el trage cu urechea sau cu ochiul la ce e dus și ce vede el. Corupția financiară este un pericol în lucrare de prorocie. Când cineva îți dă nu știu câți euro, nu mai poți să prorocești, nu? La Suceava a venit cineva, odată un frate din America, și a dat 100 de euro, un dolar la cineva, 100 de dolari la cineva. Na, frate din România, eu lua, domnul, să te binecuvinteze. La vă câteva zile, ăsta vine la judecată, că făcuse niște greșeli. Și când a venit la judecată, ăla care a luat 100, că frate, ia 100 înapoi, celălalt nu știe unul, bă, dar și mie mi-a dat 100. Zic că eu dau și eu înapoi, na, de acum hai să fim drepți. Fraților, nu trebuie să dăm Scriptura, nici prorocia, nici cârmuirea, după niște favoruri, aplauze sau bani. Când într-o zi răspunde, într-o zi mă ne cheamă Domnul acasă, spun eu că ne cheamă, și dăm socoteală de tătă vorba care am spus-o, de tăt gândul care l-am avut. Eu mă rog Domnul să rămân încredincioși. În lucrarea de prorocie, fraților, trebuie mare, mare, mare atenție. Mai sunt și alte pericole. Eu mă bucur de dumneavoastră. Azi e o sărbătoare. Recent am fost la o întâlnire la noi în Bucovina de 12 ani. Avem ultima vineri din lună, ne întâlnim la rugăciune toți slujitorii. Și vin mulți, 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 fără predic, fără teorii, numai rugăciuni, câteva ceasuri, ungeri cu un de lemn. La ultima rugăciune a spus Duhul Sfânt, poporul meu împărtășie și caută bucurii și își fac bucurii unii altora, dar nu umblă după bucuriile care vin de la Duhul Sfânt. Și l-am întrebat pe proroc, măi, cum asta? Dom'le, vrem perfecțiune la cor, mai ceva ca madrigalul, să nu fie o voce falsă, să încânte, nu știu, Duhul sau firea noastră. Vrem la recitator perfecțiunea, vrem la predicator perfecțiunea, dar nu umblăm după bucuriile care vin de la Duhul Sfânt. O cântare veche, o cântau părinții noștri din copilărie, câtă bucurie în lume pe acest pământ, nu-i niciuna dintre ele ca în Duhul Sfânt. Să vă dea Domnul umplerea cu Duhul Sfânt, să vă dea Domnul dar de prorocie, ne trebuie mare atenție. 1. Ce este prorocia? 2. De ce avem nevoie? 3. Care e scopul? 4. Care e conținutul? 5. Cum se formează? N-am tratat asta. 6. Cum se verifică? Și 7. La diverse, mai multe probleme legate de prorocie. Doresc pe toți Domnul să vă binecuvinteze. Acum, asta a fost ca un studiu, nu știu cât ați putut asimila dumneavoastră, dar mă rog Domnul să ne dea înțelepciune, inimi deschise și să ne pocăim mai bine. Amin. Cred că asta o să fie cele mai scurte 6 ore pe care o să le petrece într-o duminică. Pentru că după amiază la ora 6, frații vor fi împreună cu noi. Dumnezeu să fie slăvit pentru fiecare lucru pe care astăzi l-am ascultat. Fratele Dragoș punea problema dacă l-am asimilat. Am asimilat multe, dar să zic că am înregistrat totul. Și cred că... Nu, comentariile nu se admit aici. Aici noi nu lăsăm dreptul să comenteze nimeni. Neînțelept, bineînțeles. Aș dori în această încheiere să ne rugăm ca Dumnezeu să umple poporul cu Duhul Sfânt. Amin. Pe fiecare. E o sărbătoare pe care o celebrăm astăzi, dar o trăim în fiecare zi. Ar fi vai de noi să celebrăm umplerea cu Duhul Sfânt o dată pe an. Am să închei cu expresia aceasta, cu experiența aceasta. Una din primele mașini vândute de Henry Ford, de firma Ford, a fost vândută unui medic din Chicago. În timp ce ăsta mergea prin oraș, s-a stricat mașina. Și a mărât medicul, a desfăcut tăblăriile alea. Cum era mașina aia veche? S-a uitat în ea acolo.
Cred că s-a uitat puțin mai inteligent decât mă uit eu într-un motor de mașină. Și de pe trotuarul ăla de scânduri din Chicago, un domn în costum cu o pălărie pusă bine pe cap în specificul timpului, s-a oprit și a spus, ce s-a întâmplat? Și medicul se uită la el trist și îi spune, s-a stricat, vreau să vă ajut. Și ăsta îi spune, domnule, asta e mașina mea, am cumpărat-o. Dumneatare, la costumul pe care îl ai, la pălăria pe care o porți în cap, la papionul de la gât, nu prea arăți mecanic, n-ai să poți să o repari. Și ăsta